acasă. Eu cu gândul la cât ești de frumoasă. Se strigă vântul, hai acasă. În ultima vreme au început să se întețească zvonurile legate de o posibilă despărțire între Monica Gabor și Mr. Pink. Speculațiile s-au înmulțit și au construit loc de confirmare după plecarea fostei Scorpii de la Izvoran în Mykonos, stațiunea bogaților din Grecia. Apoi Monica Gabor a plecat în Dubai, unde a petrecut alături de sora ei, Ramona Gabor. Se spune că Monica ar fi fost ținută sub control de miliardarul Pink. Prietenilor comuni ar fi spus că Monica nu avea voie să facă nimic fără acordul bărbatului. Mai mult decât atât, ajunsese chiar să-și facă toate cumpărăturile de pe internet, pentru că nu avea voie să meargă decât la un magazin unde Mr. Pink avea încredere să o lase. Bărbatul, care face bani și din comercializarea de cannabis medicinal, a avut o relație de aproximativ 10 ani cu Monica Gabor. O dovadă a posibilei rupturi a fost dată de faptul că Monica a șters de pe contul ei de socializare toate imaginile cu iubitul chinez și fiul acestuia. Fosta doamnă columbeanu nu a făcut declarații în acest sens, dar a postat un mesaj pe contul ei de socializare. Se pare că Monica Gabor i-a înapoiat toate bijuteriile lui Mr. Pink după ce au luat decizia ca fiecare să o ia pe drumul său. Momentan nu se cunoaște motivul pentru care cei doi au decis să se despartă. În urmă cu ceva timp, însă, într-o postare pe mâna dreaptă, Monica avea o vânătaie, iar mulți internauți s-au gândit că fostul model ar fi încasat-o de la chinez. Cu toate acestea, în poza de pe ecran, ea face reclamă la uleiul CBD al lui Mr. Pink. Monica a fost răsfățată de milionarii cu care și-a împărțit viața, iar în timpul căsniciei cu Irinel Columbeanu părea că totul stă pe roze. Într-un final însă, Monica nu a rămas cu prea multe bunuri materiale după despărțirea de milionar. Ea a fost nevoită să-și lase bunurile și cadourile primite în vila de la Izvorani.